Pielea reflectă în cel mai bun mod starea noastră interioară. De aceea este indicat să o menții mereu hidratată și sănătoasă printr-o îngrijire corespunzătoare și vizite regulate la cabinetul cosmetologic. Dacă tenul tău are nevoie de o revitalizare, procedura revoluționară NutriPeptide este una dintre soluțiile perfecte propuse de cosmetologii salonului de frumusețe La Flor. Permanentă, motivându-se că nu am timp, au alte probleme în plus. În primul rând, îmbătrânire prematură se poate de prevenit. Dacă o să efectuăm din timp proceduri necesare, o să îmbătrânim frumos, cum se spune. Cosmetologic se efectuează mai multe proceduri de ameliorare a unei probleme. Una din ele este NutriPeptid. Această procedură, în primul rând, este pentru un ten uscat, pentru piele flască, pentru un ten matur, cu predispoziție deja la riduri. Totodată, această procedură se efectuează și pentru persoanele care au unele pigmentări, pentru persoanele care au o piele combinată, predispoziție la acnee. Aceste trei afecțiuni, însă și această procedură, ajută la rezolvarea acestor probleme. Să spunem ca un curs de două ori pe an. Se poate și toamna, se poate și primăvara. Toamna pentru a pregăti tenul nostru de iarnă, pentru a intra în sezonul rece, iar primăvara pentru a pregăti tenul nostru de vară deja. Se efectuează undeva 4-6 ședințe la interval de 2-3 săptămâni. Anii nu mai sunt un indiciu al aspectului pielii. Pentru aceasta, însă, este nevoie să respecti rutina de îngrijire cu produse potrivite, iar un specialist calificat în domeniul cosmetologiei te va ajuta să ai un ten perfect. Procedurile nu sunt doar dureroase, cum le cred unii, ele sunt și foarte relaxante. Și pentru asta este nevoie de a vizita centrul cosmetologic cât mai des posibil pentru a preveni unele probleme ale pielii. Nu există o vârstă anumită pentru vizita la cosmetolog. Chiar începând de la minori 13+, cu acordul părinților, sigur, pentru că sunt diferite probleme, da? În adolescență, schimbări hormonale, apare acnee, adică deja se poate de apelat la un cosmetolog. După 25 de ani, colagenul și elastina, însăși producția de colagen și elastină începe să scadă și mai bine de apelat cu cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru a preveni unele problemele pielii.